fostul FBI a dat cereile pe FA despre Donald Trump, după atacul SUA asupra Siriei, nu este inapt medical, este. Donald Trump este inapt moral să conduc Statele Unite, a afirmat fostul director al FBI James Comey într-un interviu difuzat duminică la postul de televiziune ABC, relatează agenția France Presse. Nu cred în pove, sublinieră-tile potrivit cărora el ar fi deficient mental sau în primele etape ale demenței, a spus James Comey, potrivit unui transcript al ABC. Nu cred ce este inapt medical. Cred ce este inapt moral să fie presubliniere dinte, a subliniat el. Presubliniere dintele nostru trebuie să întruchipeze respectul sublinierei să adere la valorile care se află în inima cerii noastre. Cea mai important dintre aceste valori, fiind adevărul. Acest presubliniere dinte nu este capabil să o fac, a continuat James Comey, potrivit Ager Press. Trump l-a demis pe Comey în 2017. Liderul de la Casa Albă a acuzat modul în care FBI a desfășurat ancheta asupra folosirii ilegale de către democrata Hillary Clinton a unui server privat pentru e-mail-urile ei în timp ce era secretar de stat. Presubliniere dintele a criticat, de asemenea, ancheta FBI asupra suspiciunilor de înțelegere secret între echipa lui Trump sublinierei responsabilii sublinierei în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2016. Marci, urmează să fie lansată o carte de 300 de pagini sub semnătura lui James Comey subliniere intitulată Higher Loyalty, Truth, Lies and Ladders Hip, în care îl descrie pe Donald Trump drept o persoană de ta sublinierea de adevre sublinierei de valorile instituționale, condus de ego sublinierei care pretinde loialitate personală. La rândul său, Donald Trump s-a dezlântuit încă o dată duminică împotriva fostului subliniere al FBI într-o serie de mesaje pe Twitter. El este o bil de noroi slab sublinierei fals care a fost, a subliniere acum timpul a demonstrat, un director al FBI groaznic. Gestionarea cazului coruptei Hillary Clinton sublinierei evenimentele conexe vor rămâne în istorie drept cea mai proastă muncă de mântuială din istorie. Am avut marea onoare de a-l concedia pe James Comey, a scris Donald Trump.